Luni a debutat cea de-a doua tranșă a distribuirii pachetelor cu alimente, dar și cu produse de igienă pentru persoanele defavorizate, locul de livrare rămânând același, piața din cartierul Grui. S-a început cu listele persoanelor de ajutor social și s-a continuat astăzi cu aceeași categorie. Pentru că a fost vorba atât despre pachete de igienă, cât și despre cele alimentare, doritori au fost mult mai mulți decât de obicei, ceea ce a dus la aglomerații de persoane. Cu toate că reprezentanții Direcției de Asistență Socială au dat indicații clare pentru respectarea distanțării fizice, oamenii stăteau la rând, dar foarte apropiați unii de ceilalți, fiind nevoie de intervenția jandarmilor pentru menținerea unui climat de siguranță. La Câmpul Lung au ajuns puțin peste 1400 de pachete din cele două categorii de produse. În cutii se regăsesc următoarele alimente. Făină albă de grâu 5 kg, mălai 4 kg, paste făinoase 0,800 de grame, ulei 4 litri, zahăr 2 kg, orez 4 kg, conservă carne de vită 1,5 kg, conservă carne de porc 900 de grame, conservă pateu de ficat 1 kg, compot de fructe 1,44 kg, gem de fructe 0,36 grame. Gem de fructe dietetic 0,36 grame. În cealaltă categorie de produse, a celor de igienă, se regăsesc periuță de dinți 5 bucăți, pastă de dinți 300 de ml, săpun lichid 500 de ml, șampon copii 800 de ml, șampon adulți 500 de ml, detergent de rufe 1800 de grame, detergent de rufe 900 de grame. În zilele următoare vor veni să ridice pachetele beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei și persoanele sau familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoanele cu handicap grav și accentuat, alte situații stabilite prin anchetă socială și persoanele care locuiesc în așezările informale.